Ioan Alexandru. 15 august 1988, Moisei Paragoreșului, paragoreșenii cu prapă pe sate venind la praznicul adormirii Maicii Domnului, zeci de mii de paragoreșeni, platoul de la Moisei era plin de credincioși, afară se oficează Sfânta Liturghie și Ioan Alexandru predicând despre jertfa martirilor vântoveni. Și îmi amintesc, nu știu cât a vorbit, dar la un moment dat și credincioșii și cei care erau mai departe și iarba și codrul plângeau atunci când Ioan Alexandru și-a încheiat cuvântul său spunând așa, nu spunea, sece carnea mea de pe pământ, putrezească sufletul în mine, de voi rușina credința ta, vântovene, Sfinte Constantin. În această seară avem bucuria să o avem din nou în jocul nostru de doamna Lidia Potița Stoicescu, scriitor cu care noi ne întâlnim de fiecare dată la seriile culturale, de fapt este cea care ne sprijină constant în aceste serii culturale duminicești, fiică de preot din Brașov și cu o sensibilitate deosebită pe care sunt convins că ați gustat-o în versurile pe care le auzim la Radio Trinitas și apoi prin prezența Domnului sale la TV Trinitas. În această seară, doamna Lidia ne va vorbi despre tinerii vântoveni. Pentru că, dincolo de tăria părintelui Constantin Vântoveanu, trebuie să spunem că fiii vântovenilor erau școliți la școala jertfă. Pentru o emoție pe care nu am avut-o niciodată în aceste împrejurări de când suntem împreună cu ocazia acestor privegheri. Asta este o priveghere. Îi priveghem pe Brâncoveni. Priveam de la început creațiile Doamnei și ziceam, Doamne, astea nu sunt de mână omenească. Aceste chipuri și aceste siluete sunt nu cu o planare cu noi. Pentru că și istoria poate fi cu o planare cu noi, chiar dacă este în urma noastră. Ele sunt deasupra. Ele plutesc deasupra noastră. Și suntem deodată la o priveghere. Voi o dată și o priveghere sacră. Ce aș putea să spun? Pregătisem o așa zisă
trecere în revistă a momentului în sine a detronării lui Constantin de Moveanu, petrecut valsul cu pola unor trădări, unor trădări grave, atât mai grave cu cât erau dintre rutenii și erau pentru a dobândi, a fura domnia. O domnie de 26 de ani, cu multe împliniri, cu multe urcușuri și coborâșuri zbuciumate, cum sunt toate domniile. Dar a lui, în plus, a fost zbuciumată pentru că îi era vânat nu numai tronul, ci și averea. Pe care, de fapt, o dobândise prin moștăniri foarte multe, ale lui personal și ale doamnei Marie. Și n-a făcut afaceri cu el. A făcut, cum s-a spus aici, mănăstiri, spitale, palate, a născut un stil, stilul tâncovenesc. Să avem grijă, tinde să dispară, măcar să le fotografiem bine cele care mai sunt. Așa suntem noi, oamenii, un neam bun, elevat, dar nerecunoscători față de cei care ne imobilează numele. De altfel, colaboratorul și apropiatul lui Brâncoveanu, Anton Maria del Chiao Fiorentino, care i-a fost foarte aproape până în ultimele zile. Deci el descrie în cartea sa istoria revoluțiilor din Valahia, descrie pas cu pas momentul detronării lui, pornirii în Surdium și apoi supliciul. Și Anton Maria del Chiao spune, valahii, din păcate, nu citez exact, dar ideea, sunt nesatornici. Nesatornicia acestui neam i-a adus multe necazuri și mă tem că îi va mai aduce. Dar, cum spunea părintele, trec la a doua parte, de fapt, a vorbirii mele, care privește pe tinerii brâncoveni. Sigur că mă impresionează grozav când vedem icoana și care îi vedem foarte tineri, cruzi de vârstă, Matei cel mai mic, un copil, ceilalți adolescenți, poate. Realitatea istorică, documentele istorice, spun puțin altceva și am stat în cumpănă dacă să divulg aceste documente sau nu. Și vă voi spune de ce această cumpănă. Totuși, adevărul trebuie știut. Icoanele, este umila mea, părere și rog să mă ierte toată lumea. Dacă sunt create după portrete existente în epocă,
este păcat ca ele să nu sugereze acel om. Și nu un chip care aduce a icoană. Ceea ce face această minunată artistă cu mâinile de aur, dar mai ales cu sufletul și cu inima de aur, este tocmai acest lucru. Da, sigur că s-a inspirat din tablourile votive. Dar de ce nu îl poți confunda pe Brâncovean? Cum avea Pasarab, cu Vasile Lupu, cu Ștefan cel Mare, cu nimeni. Despre acești tineri, documentele acestea, anul nașterii fiecăruia dintre ei. Deci avem precis. Știm că Brâncovean a avut 11 copii, 7 fete și 4 băieți. Veți vorbi doar despre băieți. Și anume, cel mai mare, Constantin, la data martirului avea 31 de ani, născut la 1683. Era căsătorit și avea un copil, tot Constantin. Ștefan, născut la 1685, căsătorit, moare la 29 de ani. Radu, născut la 1690, moare la 24 de ani. Iar Mezinul Matei, ultimul copil al soților Brâncoveanu, născut la 1697-98, moare la 16-17 ani. S-ar putea obiecta că, divulgând acest adevăr, ar putea scădea evlavia față de martirul lor. Mai ales că poporul, în mod firesc, are o sensibilitate deosebită când este vorba de copii, de copii nevinovați care pățesc lucruri teribile, cum a fost cazul lor. Dar un contraargument puternic aș aduce totuși și tocmai faptul că vârsta maturității a primilor trei, Constantin, Ștefan și Radu, conferă un plus de dramatism și credibilitate, tocmai prin asumarea conștientă, voită, neșovăielnică a martirajului. Deci, dacă erau foarte copii, poate că nici nu ar fi putut fi, știu eu, împinși la așa ceva, s-ar fi răzgătit, ar fi plâns, ar fi țipat, dar au fost de o demnitate egală cu a părintele lor. Pentru că au fost educați, cum spunea părintele, în spiritul verticalității credinței în Hristos, cel înviat. În ceea ce îl privește pe Matei, nici el nu era copil de 11 ani, sau 12, și 16-17, cum am spus, să mărturie pentru vârsta și atitudinea sa cutremurătoare la tare, din partea unui personaj prezent la sinistrul eveniment. Este vorba de celebrul călător francez oprit de la un trai, pe atunci în slujba regelui Suediei Carol al XII-lea. Și spune acesta, dar când gâdele ridică sabia ca să taie capul celui mai tânăr în vârstă de 16 ani, acesta, cuprins de frică,
Ceru să-i se cruce viața, primind în schimb să se facă musulman. Atunci, tatăl său, dojenindu-l și îndemnându-l, mai bine să moară de 1000 de ori dacă s-ar putea, decât să se lepede de Iisus Hristos numai pentru a trăi câțiva ani mai mult pe pământ? Fără hezitare, acesta răspunse gândului: vreau să mor creștin. Lovește. Un copil, un adolescent de 16, a spus acest cuvânt: lovește. Martorul francez mai face o precizare, menită să ne îndrepte să reflectăm îndelung și mereu la precaritatea vieții pământene. Spune el: totul s-a petrecut sub ochii sultanului și în mai puțin de un sfert de ceas. Nu fără semnificație va fi creat precizarea că între oficialii invitați și prezenți la acest crud spectacol, tot din documentele iese că, pe lângă șirurile de ienice, mulțimea de popor curioasă, călătorii aflați la Constantinopol, am zice noi, turiștii, veniseră și ambasadorii marilor puteri europene. Franța, Anglia, Imperiul Habsburgic, Rusia, Polonia, Olanda și Suedia, care însă n-au avut nimic de obiectat, de comentat, de condamnat la adresa sultanului și a sistemului, atât mai puțin de luat atitudine în favoarea țării românești. Doar acum ar face cineva, unul e simplu. Se știe că Brâncoveanu a fost un mare iubitor de cultură, de artă, de frumusețe. Tot ceea ce înseamnă expresia spiritului uman de lui Dumnezeu, cu harul de a crea frumusețe, și de aceea s-a și gândit să înființeze pe lângă Academia Domnească Sfântul Sava o bibliotecă la titoria sa de la Cureți, intenționând să o transforme într-un fel de bibliotecă națională. Drept care a cerut tuturor tipografiilor din țara românească să trimită câte un exemplar din orice carte apărea pe subtitar. Inventarul bibliotecii cuprindea exemplare de mare valoare și varietate tematică. Operele Sfinților Părinți, Sfântul Vasile cel Mare, Epifanul de Salamina, Grigore de Navias, Grigore de Nisa, Ioan Camaschin, Maxim Mărturisitorul, Clement Alexandrinul, Eusebiu de Cezarea și alții, dar și opere din literatura profană, Odiseea lui Homer, tragediile lui Euripide, comediile lui Aristofan, și opera lui Hesiod. Lista se completează cu lucrări de referință din literatura juridică bizantină, din istorie, geografie, filozofie, gramatică, literatură, cărți de cult, lexicoane, cărți de rugăciuni, etc. Evident, toate acestea nu erau întâmplătoare și nici săine de activitatea tipografului și pictorului mare metropolit, Marcus Fiel, Antim Pigeanu. Cu profundă rezonanță este însă și Pisania bibliotecii, întocmită pe la 1708, deci când deja Antim era metropolit. Bibliotecă de hrană dorită sufletului. Această casă a cărților îmbie la prea înțeleaptă îmbelșugare. Între piesele de mare semnătate aflate în biblioteca de la Cluj, se menționează lucrarea lui
operele grecești și romane sau viețile paralele ale oamenilor iluștri. La vremea aceea, textul circula doar în greaca veche, care era foarte puțin accesibilă. Surpriza este alta însă. Predoslovia Sfântului Antim Tigreanu la această lucrare a lui Constantin Elisabeth. Tradusă din greaca veche în greaca modernă și tipărită de Antim Tigreanu la tipografia din Snabov, când principele avea doar 20 de ani. Iată ce spune, printre altele, predoslovia Sfântului Antim. Încunoștințându-mă că dintre preasfrăluciții, învățații și păziții de Dumnezeu fii ai prealuminatului și iubitorului de Hristos Domnul nostru Ioan Constantin Basarab Moveanu, preanvățatul, cuvântarețul, orator și adânc cugetător, domnul Constantin Fiul a tradus paralelele grecești și romane ale lui Plutar în limba obișnuită grecească. N-am întârziat să-l întuplec pe strălucirea sa să le dea la tipar. Dar ca să vă minunați de exactitatea preastrălucitului traducător, încă și de prea marea lui învățătură, luați, vă rog, textul grecesc al lui Plutar și veți vedea că nici de cum nu a neglijat locurile, pasajele, unde era cu lipsă la Plutar, documentul probabil uzat, ci a primit cu mare osârdie din adâncul inimii strălucirea sa deslușind pe larg acea istorie. Se cuvine să amintim faptul că fiii domnitorului Brâncoveanu au beneficiat prin grija tatălui lor de luminile îndorcească de mare valoare vremii, de regulă greci, care erau totodată profesor la Academia domnească de la Sfântul Sava. Sevastos Chilenitul, din Trapezunt, Ioan Comne, Crisantul Mocara, Gheorghe Maiota și, desigur, Antim Tigreanu, care îi va fi educat în mai multe sensuri, mai ales și cel duhovnicesc. O altă surpriză documentară, privire la peizajele Voivodului Brâncoveanu, ne oferă Ștefan și Radu. Cei doi sunt dăruiți de Dumnezeu cu harul vorbirii, ca și al alcătuirii unor minunate cuvântări la zilele onomastice ale părinților, așa numite în epocă panegirice, sau cinstindu-i pe Sfinții protectori. Despre Radu vom spune doar că a scris tot așa o cuvântare neadresată cuiva anume, sau se pare că adresată Patriarhului Ierusalimului, Dositei, revenind la acea aspectă, și vorbește despre patimile Mântuitorului. Am ales doar un mic fragment în care acest tânăr, care deci, avea la moarte 24 sau 25 de ani, deci asta era cu câtva în urmă, în jur de 19-20 de ani. Și spune așa, i se pune cu mână de spini Mântuitorului, pentru ca să ne arate că diademele împăraților lumii acesteia nu sunt altceva decât spini pe capetele lor. Se dă în loc de sceptru o trestie pentru a înțelege noi ușurătatea și deșertăciunea celor puternici și amarilor stăpânitori, fiindcă trestii sunt împărățiile și domniile lumii acesteia. Căci după cum trestia este lovită de vânturi și se pleacă, așa și domniile, în fiecare zi sunt tulburate și se clatină de vijeliile întâmplărilor potrivnice. Oare să fie o previziune? Însă, cel mai interesant și cel mai atractiv este al doilea fiu, deci Ștefan,
care închină un imn, de fapt, Sfântului Martir Arhidiacon Ștefan, ocrotitorul, și povestește într-un fragment supliciul lui lapidar acestuia. Multă mulțime s-a pornit împotriva unuia, a celui mai bun. Cinci cetăți de bărbați au alergat împotriva unui tânăr. O, câtă mulțime adună căutat! O, cât popor întrunește pisma! Afară din cetate, o mare slavă priviste lui Ștefan, pentru că acolo el a răstignit pe împăratul, aruncă pietre asupra ostașului. Vedeți-l acolo, un tânăr de ani, fraged cu vârsta, cu câtă tărie de suflet pălimește. Aceia îl tărăsc ca pe un călcător de lege, ca pe un vinovat de moarte, iar Ștefan râde. Alții îl ponegresc ca pe un culitor în jură, și Ștefan râde. Alții îl lovesc peste cap, tot strigă să fie ucis cu pietre Ștefan, și Ștefan râde. Aceia într-un mare glas strigă și ca niște lupi sălbate și se aruncă asupra lui. Și Ștefan, având ochii și mâinile ridicate spre cer, strigă din adâncul inimii: Doamne, nu le socotilor păcatul acesta. Iudeia leargă la pietre, iar Ștefan se întoarce la rugăciune. Propovăduia de Hristos fiind lovit cu pietre și primește pietrele ca pe niște flori. Sau iarăși putem zice că socotea mulțimea pietrelor ca pe un munte, pe care înălțându-se voia să ajungă mai ușor la cerul pe care le vedea deschise. În final, Sfântul Arhidiacon Martir Ștefan, devenit, am putea spune, personaj literar, în mare frumusețe, profunzime și forță de creionare a caracterului, în evocarea prințului Ștefan Răgoveanu, se roagă astfel într-o sublimă suprapunere de situație cu ultimul strigăt al Mântuitorului pe cruce: Părinte, mâinile tale credințez sufletul meu. Și spune Ștefan: Tu, cel care ai însuflețit cu suflare pe om, desparte în acest sufletul de trup. Doamne, primește sufletul meu. Cuvântarea principiului Ștefan se încheie astfel: Cinstim pietrele care te-au înflăcărat cu râvnă și pe care le-ai udat cu sângele tău. Prețuim chipul tău care s-a arătat a fi chip îngeresc, inima ta care s-a arătat plină de dragoste. Arată-ne nouă, prea iubite, sfinte al Bisericii, cum să iubim pe aproapele, cum să iubim pe vrăjmașii noștri și cum să le facem următorii tăi cei mai râvnitori. Voim să-L urmăm pe întâiul martir, să învățăm din a sa învățătură calea mântuirii. Amin. Sărănie zguditoare, posibilă premoniție, conținută tocmai în acest cutremurător amin. Oare n-am putea presupune că tocmai cu aceste cuvinte, în gând, va fi căzut sub lovitura gâdelui la Constantinopol, capul principelui? În perioada 9-16 decembrie 1932 au avut loc cercetări arheologice care au atestat faptul că sub rispedea de marmură fără pisanie de la Sfântul Gheorghe cel Nou se află
într-adevăr o semintele voievodului ucenic pentru Hristos Constantin Dăncovean. Nu a fost găsită niciun fel de îmbrăcăminte, doar înspre căpătâi s-a găsit un pachetel cu frunze de merișor. S-a format o comisie de medici specialiști, condusă de către profesor Dr. Mina Minovici și profesor Dr. Francis Greiner, care au făcut expertiza osteologică. Ei au descoperit o tăietură de a cincea vertebră verticală, datorită loviturii cu un corp tăios. Se știe că, în momentul în care a fost lovit, capul Dăncoveanu n-a căzut. De asemenea, că atât craniul cât și scheletul au apartenut unui bărbat figuros. De față la exhumare a fost însuși primul patriarh al României, Ieron Crista, care în 17 februarie la Sfântul Sinod al 1933, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a hotărât ca osemintele să rămână înhumate în ctitoria lui de la Sfântul Gheorghe cel Mare. Și acest lucru s-a petrecut în anul 1934, când se împlineau 220 de ani de la martirul Domitorului. Patriarhul Ieron Crista relata în urma acestei procesiuni și acestei reînhumări și așezări pentru până la viața de apoi a Sfântului Dăncoveanu în cripta din Sfântul Gheorghe. Procesiunea făcută cu ocazia reînhumării osemintelor voievodului Constantin Dăncoveanu a fost foarte impresionantă credincioșii bucureștilor și poate chiar și din alte părți au participat într-un număr impresionant de mare. Aceasta dovedește cum că ideea canonizării acestui martir român pentru credința creștină este destul de coaptă în mintea tuturora și deci trebuie pășit la înfăptuirea ei. Un amănunt în sprijinul acestor afirmații ne dă întâmplarea următoare, spune Patriarhul. Pământul scos din mormântul în care au fost găsite osemintele lui Dăncoveanu la Biserica Sfântul Gheorghe Nou a fost pus lângă biserică și ca prin farmic, tot pământul a dispărut cu ocazia procesiunii fiind luat de credincioșii care au participat la ea. Oare nu este aceasta încă o dovadă că primul argument de netăgăduit pentru detectarea sfințeniei este evlavia spontană și total manifestă a poporului. Sigur, la 20 iunie 1992, Biserica Ortodoxă Română a canonizat pe martirii Dăncoveni, stabilindu-se zi de prăzânire la 16 august pentru a nu coincide cu praznicul canonirii Maicii Domnului. Mă iertați dacă probabil am fost prea insistentă să prezint tot ceea ce era la suflet. Aș vrea să vă fi pus și dumneavoastră la suflet acest lucru și aș vrea să știe aceste lucruri și cei care s-au rupt de această țară. Unii mai doresc să vină acasă, dar sunt mulți care spun că nu mai doresc acest lucru. Și cu permisiunea Părintelui și a dumneavoastră voi încheia cu o superbă poezie a lui Octavian Bova, scrisoare contesei de Noai, născută principesă în Cădare.